Care sunt pașii pe care trebuie să-i respecte doi tineri creștini care vor să se căsătorească? Bună întrebare, foarte bună întrebare. Și mă bucur că tinerii întreabă, pun astfel de întrebări. Eu tare multe video am făcut la subiectul ăsta, mult le-am răspuns la tineri la întrebarea asta și la întrebări de felul ăsta legate de căsătorie. Și chiar vă recomand și cartea Sfaturi din Biblie pentru cei tineri. Nu știu, ați văzut? Am scris o carte. Sfaturi din Biblie pentru cei tineri. Da, vă recomand cartea aceea, că acolo tocmai răspund la întrebări. La întrebări și răspund strict cu versete din Biblie referitor la asta. Bun, scumpilor, primul lucru care vreau să vă-l spun. Deci dacă voi vreți să vă căsătoriți, eu nu știu unde, la ce etapă se află relația voastră acum, nu știu unde sunteți voi acum. Dar dacă vorbim de un tânăr care pur și simplu îi place de o fată, sau o fată îi place de un băiat și vrea să se căsătorească, pornim de la punctul ăsta. Da? Cum e corect de la punctul ăsta? Eu nu știu unde sunteți, la ce punct sunteți voi acum. Dacă pornim de la punctul ăsta. Un lucru foarte important pe care ne învață Dumnezeu în Sfânta Scriptură este să nu vă întâlniți. Eu știu că asta sună radical, eu sunt considerat pastor radical în privința asta, că eu prea strict. Nu, dragii mei, credeți-mă, nu sunt prea strict. Și ca vă spun, toți acei care așa au procedat, toți pe care i-am condus la Hristos când erau copii, când erau adolescenți și au respectat învățătura asta, mulțumesc azi, nu mai mulțumesc pentru că au respectat învățătura asta care este una biblică. De ce nu este bine să vă întâlniți? Primul rând, nu găsim nicăieri. Să arătați-mi voi, unde scrie în Biblie despre cineva? Că a mers Iacov cu soția lui, a stat la întâlnire mulți ani. A mers cu tare și a stat la întâlnire. Arătați-mi un loc unde în Biblie spune că a stat cineva la întâlnire. Întâlnirile astea, ele au fost cu totul anormale. Anormale, nu nepotrivite au fost până încoace 50 de ani. Acum, 50 de ani ele s-au început așa. Dar inclusiv generația părinților noștri, pentru ei întâlnirile era cu totul ieșit din comun, nu se accepta așa ceva. Ei, zice, dar cum o să o cunosc pe fata cu tare? Cum o cunoști? Așa, la biserică o cunoști, în lucrare, în misiune, o vezi, acolo unde... Tu doar o vezi, sunteți împreună, o vezi undeva, vezi cum procedează. Și apropo, când doi tineri încep să se întâlnească, ei încep a juca teatru, pentru că ei încep a se purta așa cum ei nu sunt natural. Vrea să-l impresioneze pe celălalt. Dar atunci când nu se întâlnesc, poți să-l vezi. E important să o vezi pe fata aceea cum se poartă într-un conflict. Că să-ți dai seama după felul cum se poartă într-un conflict, îți dai seama cum se poartă cu tine. E important să o vezi pe fata aceea cum se poartă cu tata ei, cu mama ei, cu fratele ei, cu alți oameni. Când ceva nu-i convine, cum se poartă. E important să-l vezi pe băiatul acela cum se poartă el în diferite situații. Că așa e să-ți dai seama cum va fi viața. Cum va trăi el pe urmă în viață. Ce va face în viață. Când e vorba de căsătorie, dacă ești băiat și ai toată convingerea cu privire la o fată, că asta e fata. Iată, duminica viitoare, voi oficia o cununie. Cununia lui Ionel Procopencu. Ionel nu s-a întâlnit o zi cu Maria. Maria este o fată din biserică. Ionel tot din biserică. Ei lucrează împreună în misiune. Lucrează de vreo 2 ani. Ionel a avut timp să o vadă pe Maria, ce fel de om este Maria, în diferite împrejurări. El a apucat să o vadă și atunci Ionel a pus la cale să o ceară în căsătorie. Îmi place că băieții se întrec în creativitate când e vorba să o ceară pe fată în căsătorie. Fiecare vrea să facă cel mai frumos, să o ceară cel mai frumos. Așa au făcut și Ionel, frumos, organizat el acolo, a cerut-o în căsătorie. Maria cu bucurie a acceptat că tocmai s-a întâmplat și Maria era îndrăgostită. Dumnezeu e cel care pune dragoste. Dumnezeu i-a pus dragoste în inimă lui Ionel pentru Maria. Dumnezeu i-a pus lui Maria pentru Ionel. Ionel a cerut-o și Maria a zis deodată da, că Maria ea avea și ea dragoste, dar nu arăta, nu manifesta nimic. Dar Dumnezeu e cel care pe doi oameni, pe un băiat și o fată, începe să-i aducă împreună, că Dumnezeu ne unește în căsătorie. Dumnezeu le-a pus dragoste, îi aduce la punctul ăsta. Inițiativa îi aparține băiatului. Nu poate o fată să facă cereri în căsătorie. Un băiat cere în căsătorie și băieții trebuie să fie învățați, că trebuie să fie oameni cu inițiativă, oameni hotărâți. Orice bărbat trebuie să fie bărbat, hotărât, când trebuie să iei acțiuni. Și atunci, un băiat care o hotărât, că o iubește pe fată și înțelege că el vrea să facă o viață cu ea, o cere în căsătorie. Asta. Dar fetele să accepte numai o singură întâlnire. Când odată te cheamă, du-te. Așa am învățat-o și pe fiica mea. Când te cheamă odată, du-te. Inclusiv dacă băiatul acela este unul care nu vrei să te duci, că ți-e clar că nu vrei să te duci, dar te duci, te porți frumos și să-i spui nu.
Și fata mea a spus la vreo trei băieți, a spus nu. Da, le-a spus frumos, că i-am spus când te cere un om în căsătorie, asta el nu te cere, asta e lucru serios, dacă omul acela e gata să trăiască o viață cu tine, asta e lucru serios. Faptul că ție nu-ți place de el, ai grijă cum îi spui, vorbește așa, ca el nu după asta să teamă să mai ceară o altă fată. Că el se teamă că el e un nimeni în lumea asta și nu, nu, că unele fete așa au vorbit, i-au vorbit așa băiatului, cum a îndrăznit el să o ceară pe ea în căsătorie? Sau nu știu cum, nu, 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 așa nu se poate. Așa nu se poate. Când un om te cere în căsătorie, asta e mare lucru. Asta e mare lucru. Asta e, și vorbește-i frumos omului. Ca omul să înțeleagă, să pleci cu inimă bună, de la refuzul ăsta să pleci cu inimă bună, să-și revină ușor după asta, că oricum e o lovitură pentru un băiet. Când iubești o fată și o cere în căsătorie și ea nu acceptă, asta e o lovitură puternic pentru un băiet. Vorbește așa ca el să treacă mai ușor peste asta și să-și revină mai ușor și să meargă înainte și să nu se teamă să ceară o altă fată în căsătorie. Dar dacă te-o chemat odată și nu o zis nimic, nu mai merge a doua. A doua oară nu mai merge niciodată. Gata. Bun. Nimic. Dacă nu a fost vorba despre căsătorii, nu. Nu accepta niciun fel de întâlnire. Vei avea viață pașnică, liniștită, vei putea să-i slujești Domnului cu bucurii, cu liniște în inimă și fără... Ia uitați la ăștia care se întâlnesc. Gata. Ei nu se mai pot concentra la nimic. Nu se pot concentra la studii, nu se pot concentra la lucru, nu se pot concentra plus... Să mai expun la ispite. Că iau-te acum, dacă toți la stânga și la dreapta trăiesc unul cu altul, să-i expun la ispite și mai ajung să păcătuiască. Și dacă ajung să păcătuiască, atunci își necinstesc căsătoria. Și Dumnezeu spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Și atunci ei plătesc consecințele. Tinerii, că sunt și tineri credincioși care cred că se joacă cu păcatul și ajung întâi cu îmbrățășeri, cu luat de mână, cu sărutări și apoi ajung și în pat și ei își necinstesc căsătoria lor. Și pe urmă toată viața se chinuie unul cu altul. Deci de relația asta nu se mai bucură. De relația asta fizic nu se bucură încă. Că Dumnezeu e cel care o binecuvântează. Dumnezeu face doi tineri care intră în căsătorie curați, după aceea se bucură toată viața. Dar dacă ei și-au spurcat patul înainte, intrând în relația asta înainte de căsătorie, atunci spurci patul. Și nu te poți bucura de o relație frumoasă, nu poți să o ai. Eu știu lucrurile astea, ele par tare strane în vremea asta. Ei spun, oamenii zic că noi suntem din evul mediu că vorbim așa. Dar Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și cel care vrea să-și trăiască viața fericit și o zidește după cartea asta. După ea mi-o zidesc, noi ne-o zidim și noi suntem bine, fericiți și ne bucurăm și avem familii la locul nostru. Așa că când un băiat va avea siguranța că vrea să o ceară pe fata aceea în căsătorie, o vei cere. Iată, vă spun, cu toată echipa care lucrez așa, păi îi știți, pe mulți din ei îi știți. De exemplu, Ionel Ilescu și Mărica. Ei vreo 3 ani de zile au lucrat la tabăr, lucrau, Mărica administra un domeniu, Ion administra alt domeniu, erau colaboratori, colaborau toată ziua, unul cu altul. Pentru Mărica a fost totală surpriză când Ion a cerut-o în căsătorie. Ion îndrăgostit de 2 ani de dânsă, dar ea nici măcar nu știa că el e îndrăgostit de dânsă. El nu arăta nimic, deci un om înțelept, un om neprihănit, nu a arătat nimic. Când în ziua când a hotărât, și eu mă rugam pentru fata asta, Doamne, dă-i un băiat bun, că așa... Mă rugam să-i dea un băiat neprihănit. Și când a venit Ion și mi-a spus, vreau să o cer în căsătorie pe Mărica. Eu am zis, slavă Domnului, tare m-am bucurat și pentru el și pentru Mărica, pentru că știam că ei se potrivesc foarte bine, sau oameni cu aceeași inimă, cu aceeași pasiune. Și iată, când o cerut-o, ea nu știu fata ce să-i răspund. Nu știu, n-am. Eu, tu ești tovarăș de lucru bun, colaborator, dar eu n-am sentimentul care să zic da, nu știu. Am nevoie de timp. El a zis, bun. Ia-ți timp cât ai nevoie. Cât îți trebuie, atât timp ai nevoie să-mi dai răspunsul. Și când a venit sesiunea de iarnă, de acum trebuia să înceapă sesiunea de iarnă. Și Mărica îi zice, Ion, eu am răspunsul de acum. Dar Ion zice, poți te rog, zic, să aștepți 2 săptămâni și nu spui pe urmă? Că el băietul admitea că răspunsul poate fi și negativ. Și atunci el s-a gândit, stai, dacă e negativ, cum mă mai concentrez eu pe urmă la studierea Cuvântului lui Dumnezeu? Nu? Și a zis, hai te rog, așteaptă, după 2 săptămâni. Bun, m-a așteptat după 2 săptămâni și eu am spus da. Și el s-a bucurat, s-au căsătorit și sunt foarte fericiți și îi slujesc Domnului fără să se fie întâlnit o singură zi în viața lor, afară de aceea când o cerut în căsătorie. Gata, ai tot. Dacă o socotim aceea, dar aceea nu putem socoti, că aceea e cereri în căsătorie. Așa vă sfătuiesc, ascultați sfatul meu bun, veți fi foarte fericiți dacă veți face așa. Și un om care a învățat înfrânarea înainte de căsătorie, va putea, că căsătoria tu cere să ai înfrânare.
tu ceri. Înfrânarea este o calitate foarte importantă pentru om toată viața. Înfrânarea îți aduce fericire. Cel care știe să-și înfrâneze dorințele, poftele, să-ți țină în frâu. Frânele fac foarte bine la mașină. Ia închipuiți, cum veneam noi de la Chișinău fără frâne am la mașină? Cum? Ce făceam în cotitorile cele? Dar așa, bine, am frânat peste tot. Frânele sunt grozav, grozav lucru. Grozav lucru. Drept că dacă ții numai piciorul pe frâne, tot nu-i bine, nu mai știi mai. Trebuie să mai... Am un cunoscut din Moscova, păi spunea despre altul, care nu face nimic, nu face nimic și toate inițiativele bune le oprește. Eu zic că ăsta bea în loc de cafea lichid pentru frâne dimineața. Nu. Așa că lichid pentru frâne nu trebuie de băut, dar să ai frâne trebuie fiecare. Când un băiet vrea să o ceară pe o fată, sfătuite cu oameni înțelepți. Bine este dacă părinții tăi sunt oameni înțelepți, care știu Scripturile. Sfătuite cu ei. Dar oricum trebuie să te sfătui cu părinții tăi. Trebuie să le spui, spune-le și la părinți. Mamă, tată, am de când să o cer pe fata cu tare. Așa. Acum, drept, s-ar putea întâmpla să fie un părinți și în ultima vreme. Părinți și părinți, vezi, unii au o cu totul altă perspectivă. Sau și-au pus în cap un părinte. Da. Ei, nu e obligatoriu, eu nu i-am obligat, dar i-am învățat că e bine să se sfătuiască. Nu i-am obligat, dar e frumos, ei se sfătuiesc. Cei mai mulți vin și întreabă sfatul, inclusiv unii întreabă cu mult timp înainte. Când are un sentiment față de o fată sau... Ei mă întreabă și e bine. E bine asta, pentru că între cu omul este în legământ pe viața întreagă. Trebuie să știi cum, ce este, e bine, nu e bine, merge înainte, nu merge înainte. Eu eram în Pakistan... Și când prima dată am aflat acolo că toate căsătoriile în țara aceea sunt aranjate de părinți. Toate. Dar aranjate. Asta ce înseamnă că, de exemplu, eu vorbeam cu 4 lideri de mari misiuni din țară. 4 lideri creștini mari din țară erau cu soțiile lor la masă. Și eu când am aflat, uimit. Cum zic? Și voi vreți să spuneți că voi tot părinții voștri vă aranja căsătoriile voastre? Zici, da. Unul zice, eu prima dată pe soția mea am văzut-o la nuntă. A doilea zice, eu tot așa. A treilea tot așa. Voi glumiți, zic, Evu Mediu, de-am zis eu, știi? Voi glumiți asta, cum așa? Cum așa? Zic, cum părintele nu s-a arătat persoana cu care tu ai scăt, nu? Nu zice, părintele nu m-a arătat. Și eu la nuntă am văzut. Și tot bine. Cum vezi? Foarte fericit, zice, noi ne împăcăm foarte bine, ne iubim foarte bine. Nu încape în capul meu, zic. Nu încape nici cum, nu încape. Dar el zice, da, vreau să-ți spun ceva, zice, nici la noi nu încape în capul nostru ce faceți voi și ce fac părinții voștri. Cum părinții voștri vă lasă de capul vostru să luați așa o decizie importantă? A? Face sens, nu? Face sens. Ei, eu cred că la dânși s-o mers într-o extremă, la noi s-o mers în altă extremă. Când părintele spune, eu nu mă amestec, cine o să-ți placă pe celălalt? Cum nu mă amestec? Ei, stai puțin, eu vreau să fii fericit copilul meu. Păi mă amestec, cum nu mă amestec? Eu vreau să te sfătuiesc, să te sfătuiești. Și un copil înțelept numai decât va dori să asculte ce spune tatăl, ce spune mama, ce să-l ajute. Mai ales când are părinți înțelepți și așa se așteaptă de la părinți să fie înțelept, să ajute să facă o alegere bună, că de asta ține fericirea. Să cu cea mai mare parte din viață să o trăiești în căsătorie. Nu? Și cu persoana asta poți fi fericit, poți nu fi fericit. Deci trebuie să faci o alegere bună. Și într-o vreme ca asta, când... oamenii așa de tare și-au schimbat concepția față de căsătorie, să fii sigur că te-ai căsătorit cu o persoană bună, neprihănită. Un om cu care vei fi fericit. Deci, în primul rând, când vrei să o ceri pe fata asta, consultă-te. Consultă-te. Vei fi înțelept dacă te vei sfătui. Sfătuiește-te. Sfătuiește-te cu pastorul tău și bine ca asta... Pastorul este omul care te păstorește, te ajută, te călăuzește. Nu e omul de care trebuie să te temi sau să te ferești. Invers, este omul pus de Dumnezeu să te ajute ca să mergi bine prin viață, să crești. Asta e un mare har, să ai un om care te poate călăuzi, te poate ajuta. Asta e rolul nostru a pastorului. Atunci prețuiește asta, du-te și sfătuiește cu pastorul. Și bineînțeles, și noi, pastorii, noi știm toți că trebuie să avem, știm să respectăm taina mărturisirii, taina când vine cineva și îmi vorbește, mi-a vorbit, mie, gata, nu mai trebuie să... Sau anumite lucruri le-a rezolvat, nu mai trebuie să știe și discute toată lumea. Deci sfătuiește-te, după aceea, dacă ai toată convingerea, o ceri pe fată în căsătorie. Fata va merge și iasă. Dacă fata va avea răspunsul, ți-l va da vreodată, deodată, dacă nu ți-l va da deodată, nu trebuie să te superi pe ea, ea are nevoie de timp, poate are nevoie să decidă cu sentimentele ei, ea are nevoie și ea să se sfătuiască cu familia ei. După asta, vă veți întâlni la logodnă.
logodna întâlnire, nu e necesar alte multe întâlniri. Rolul logodnii este ca să facă cunoștință toți. Și pastorul este acolo, pastorul mediază tot asta. Da? Pastorul este acolo ca să-i facă cunoștință. Pune întrebări la unul, întrebări incomode, care că nu o să-și pune unul la altul întrebări incomode. Pastorul pune întrebările incomode. Pastorul îi ajută. Hai să vedem ce cred părinții despre el, ce cred asta, care asta, care aceea. Pune toate întrebările ca să clarifice, să vadă. Dacă, exact așa să spunem. Acum, scopul întâlnirii este să vedem dacă totul e bine și putem merge mai departe. Să verificăm dacă nu e nimic care ar împiedica să iasă o căsătorie fericită. Deci vrem să verificăm. Toate părțile sunt aici de care ține. Sunt părinții fetei, părinții băietului, sunt... Și ăștia sunt obligatori să fie. Bun, de obicei familia, familia la unul. Vin frații, surorile. Nu, asta nu este nuntă din curcat cu o nuntă. Nu, ne așezăm la o masă și e frumos să fii la o masă, că e eveniment. Cu unii știi, chiar au ajuns să facă așa. Că... Nu. Înaintea Domnului trebuie să ne bucurăm și e frumos să facem o masă, să ne bucurăm înaintea Domnului. De asta e important, e parte importantă a închinării noastre. Să faci la o masă, o discuții, unde se discută toate lucrurile. Și dacă s-a văzut că nu e nimic, nu împiedică nimic, poate merge înainte. Dacă unul are, eu știu, un părinte împotrivă, acolo el o să spun. Eu sunt împotrivă din pricina asta și asta. Pastorul va duce discuția, va vedea, va ieși sau nu va ieși. Și atunci pastorul le spun, iată, de exemplu, sunt cazuri recăsătoriți de astea și atunci eu ca și pastor le spun absolut tot, stai, poți fi problema asta, poți fi problema asta, poți fi problema asta, mergeți înainte. Sau diferență mare de vârstă. El cu 10-15 ani mai mare ca ea, ei, ai grijă, el peste 20 de ani stinge, tu vei fi în floarea vârstei. Tot ok? Tu ești hotărât? Mergi la asta. Mergi, accepți asta. Da, bun, ai grijă. Eu ca și pastor te-am pus întrebarea. Ai grijă să nu atunci să vii la pastor cu probleme mari sau ceva. Nu, toate pune-le în calcul, toate lucrurile le pune în calcul. El acum e îndrăgostit aici la moment, el e în nori și el nu vede toate înainte. Noi ca și pastor, părinții, trebuie să-i coborâm din nori și privim la realitate.